Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog! Astăzi facem un material blană! De ce blană? Pentru că, imaginați-vă așa, acum câteva luni ai fost la o reprezentanță și ți-ai configurat mașina exact cum ți-ai dorit-o tu. Culoarea, interiorul, dotările, în funcție de bugetul pe care l-ai tu. Și, la un moment dat, băieții de la reprezentanță te sună și îți spun: a ajuns mașina. Asta s-a întâmplat pentru un urmăritor Vroom Vroom Vlog, alături de care astăzi mergem să ridicăm mașina din reprezentanță. Este vorba despre un Volkswagen Tiguan nou-nouț. Iar în cadrul acestui material vei vedea tu, drag urmăritor Vroom Vroom Vlog, cum să face o livrare din partea celor de la Volkswagen România. Yeah! Partea tare este că în cadrul acestui material avem și un invitat special. Alături de noi o să fie și Marius. Marius este deja o vedetă Vroom Vroom Vlog. Este vorba despre proprietarul Volkswagenului Passat, acesta pe care l-ați văzut, sunt sigur. Dacă nu l-ați văzut, vă las link în descriere cu materialul destinat Volkswagenului Passat pe care Marius îl deține. Acestea fiind spuse, suntem în mișcare și mergem înspre Volkswagen pentru a ridica mașina urmăritorului Vroom Vroom Vlog. Bă, am ajuns aici la Mitocar. Am intrat în reprezentanțe, drepte că am venit cu smart-ul. Și cred că probabil este o tendință din asta de a cataloga, că am venit doar să mă uit. Dar mi-asum asta, pentru că am intrat, am stat vreo 3 sau 4 minute, nu m-a băgat nimeni în seamă. Și acum l-așteptăm pe urmăritorul Vroom Vroom Vlog să-și ridice mașina. Am văzut, mașina e foarte mișto, dar sincer să fiu, m-a surprins faptul că am intrat, am stat, m-am învârtit pe acolo, nu m-a băgat nimeni în seamă. Ciudat, dar adevărat. Ciao. Ai vrut sunaite la mașină? Am vrut sunaite la toți. Hai, acum vedem, da, hai. După tine. Doamne, cât de tare scaunele. Scaunele sunt Alcantara. Dar ăla, înainte ce... Tot Tiguan? Ăla alb, nu? Ăla, dar era conforme. Și ce sentiment e când primești o mașină nouă? Păi, ținând cont că e a 19-a mașină. No, dar tot trebuie să fie ceva special. Asta e numărul 19. A 19-a mașină? 19-a mașină. Și să fiu sincer, modelul l-am ales eu. Și culoarea soția. Soția, da. A fost alegere inspirată. Mi se pare foarte mișto culoarea. Ia deschide-mi porbajul. Da, la 19 mașină. Se simte ca la 19 ani. Cu piatră, trebuie să fie piatră în gură. Da. Dar uite de frumos și grafica. Da. Se vede impecabil. Și padele. Are și padele? Da, pe automate și de aia. Și formă ușă. De la transport. A fost atinsă cu ceva. Să ne uităm atent că dacă ești cu ea de aici afară, pa. Da, corect. La revedere. Ușile dau pe să răsimt ca la aia. Cuvântul nu e o diferență mare. Ori le-au lucrat mai bine, știi? Dar ăla la din ce an era? 2016. Să vedem cum arată un motor de Tiguan cu 0 km. E. Și frumos. Cheia. Prezentăm cheia. Tip briceag. Uite, de exemplu, când mergi la câte un examen, la felie, dacă tu, ca și profesor, vrei să-l ajuți pe om, Cere-i bani înainte, frate, că dacă și-a luat examenul... Bă, nu-ți mai dă nimic, te ba, da, direct. Totuși, am dat 30 de lei astea și am primit cum ceva pe plată. Deci măcar, ce vreți, bună ziua! Da, vreau să spun că domnul clientul n-are nicio treabă, e pur și simplu părerea mea și a lui Marius. Nu are nicio treabă ce vorbim noi, este corect ce ai spus și mi se pare normal că un care cumpără o mașină care o bombonă să primească. Uite, un șut în fund. Bună ziua, da, bine ați venit, haideți să vedeți mașina, da, prezint-o. Nu, du-te și ascardă, exact, că ți-am pus, da, acolo, am cumpărat 3 kg de carton. Uite, apasă pe aia, dacă apeși pe aia te catapultezi, dacă apeși pe aia, da, îți explodează motorul. Gen, ați luat și voi cartofii astea sau nu? Hai să vedem că poate bine să explice. Sau nu? Deci fii atent, la un moment dat, știu că erau niște băieți, mai veneau la evenimente, la BMW, și le arăteam câte o chestie de pe mașină, da? Și ziceam, bă, și eu aveam asta, dar n-am știut niciodată ce face. Ce face, da. Și acum am dat seama de ce nu știu oamenii. Da. Pentru că ia, frate, cheia. Eu aș vrea să... Drum bun. Aș vrea să mă prezinte patantele de acolo, frații. Da. E ce ia, taci că vine. Vezi că ne-am înșelat, man, că totuși se explică la un... Men, se explică, dar nu lasă să filmăm. Păi nu, asta mi se pare, nu, nu, mi se pare ok asta. Nu e o problemă, că dacă zice vreo prostie, după aia... O taxăm, nu e problema. Comparați-vă mașini noi că vei schimbi în breloc. Hai să mă fii hater, nici nu știu cum să iau asta. Nu are legătură. Nu am nebunia ta de mașină. M-a plouat. La ieșire din locație. Probabil m-am obișnuit eu prost. Da. Când am ieșit, m-a picurat. Oare lovi cineva mașina aici? Nu știu, dar încercăm să nu. Cam asta a fost. Da. Deci, vorba lui Darian, cereți discount. Aici cereți, bă, ceva. Tu i-ai dat vreodată frână? Da, pe stânga, da. Și eu i-am dat. Și eu, prima oară. N-am fost automată. Am vorbit hateri în buii mei. Hai, mă, că nu suntem hateri, asta de vorbi, ești nebun. Băi, ca o paranteză, mașina și alegerea pe care a făcut-o al nostru abonat este extraordinară. Deci e genială mașina și urăm mulți kilometri în maximă siguranță alături de noul Volkswagen Tiguan, ce arată într-un mare fel. Superb mașină! Să ne masajul cum e treaba cu el. Poate îți bagă ceva tare în fund. Exact ca la mine. Așa, exact, da, exact ca la mine. S-a intrat? S-a intrat, acum a intrat. Masaj. Gata, hai să mergem. Să te bucuri de fiecare kilometru alături de ea. Ne-a părut bine. Și ne vedem. Ai făcut o super alegere. Ți-ai luat o super mașină. Mâine te urmăresc. Bun. Acum ne punem în mișcare. Aici am spate o barieră pe care se deschide doar pentru clienți, pentru angajați. Acum câteva secunde a fost deschisă pentru angajați, dar pentru clienți nu se deschide. Pentru clienți trebuie să te întorci. Deci, hai să facem așa o concluzie. Mașina este extraordinar de frumusică. Deci chiar o mașină super mișto, adică a făcut o alegere foarte inspirată când vorbim despre culoare. Nu, e o mașină genială. Singurul of al meu este modalitatea în care se livrează. Nu mi se pare onest. Și da, v-am prezentat cum se face o livrare la Volkswagen. Eu am pus Mihai Bel, de 2 ori mări Vroom Vroom vlog și până la următorul episod, ce probabil va fi mâine. Nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa! Drumuri bune să ai, colegule! Hai!